Românii au fost întotdeauna recunoscuți în lume ca fiind inventivi. Aurel Vlaicu sau Constantin Brâncuș au rămas pentru totdeauna în analele istoriei pentru faptele lor. Conform mesajul.ro, în prezent lucrurile s-au mai schimbat, însă chiar și așa, un român din Birmingham are toate șansele să intre în istoria Angliei. E drept, nu într-un mod pozitiv, ci dimpotrivă. O familie de români din Birmingham, Anglia, are toate șansele să rămână în istorie pentru cel mai amuzant nume dat unui copil. După ce femeia a născut așa cum este obiceiul și legea, părinții au decis să își numească micuțul Puffy greu de ucis. Nu este o glumă, copilul va avea în acte numele de Stoican Puffy greu de ucis. Nu se știe cum s-a ajuns la această decizie și nici dacă cuplul de români este de etnie romă sau nu. Un lucru însă este clar, familia este de naționalitate română și este inventivă. Este clar că s-au inspirat de undeva, astfel nu aveau cum să pună un asemenea nume. Spre exemplu, pe mama copilului o cheamă în cartea de identitate Stoican Istera Florăreasa. Poate că părinții celui mic sunt fani ai filmelor cu Bruce Willis, Die Harder și tradus în limba română cu sintagma greu de ucis. Relatează mesajul.ro.